Da. Bă, fii atent aici. Bă, băiatule, bă, deci... Am fost până la Carrefour, până la market din ăsta. Și am luat... am zis să iau un suculeț pe ieftinac, era acolo, nici măcar niciodată n-am băut. Și am zis că ia să iau eu 2 lei. Era la ofertă, sau cum se spune, discount. Deci el e 3,98 și am luat cu 2 lei, da? 3, 4 lei și am luat cu 2 lei. Cine aibă cu 3,99 cu din asta? 4 lei și am luat la jumate. Bun. Dar să numește, bă, băiatele. Băi, n-ai cum, bă, să faci așa ceva. Dar se vede, mă? Se vede nenorocirea asta? Haide! 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 Se vede? Cred că se vede, nu? Stai un pic. Cred că da. Hai! Nu mai contează. Ai înțeles. Sprite! Sprite arome naturale. Sprite arome naturale. Gust de lămâie. Mamă! Bă, păcat că n-a fost atunci prima dată când am gustat din el. Gust de lămâie și lămâie verde. Cum adică gust de lămâie și lămâie verde? Conținut redus de zahărul. Mă dă în pizda, mă. Bă, frate. Băi, ceva mai rău de atât n-am gustat în viața mea. Adică mai rău. La fel de rău poate am mai gustat, dar mai rău, ia. Băi, băiatule, bă. Are gustul ăla ieftin rău, mă. Băi, știi gustul ăla mom de pastile? La final, gustul ăla de pastile, băi, erau cândva niște... Bine, am înțeles sucuri la plica asta, dar erau cândva niște sucuri foarte ieftine, mă. Niște sucuri foarte ieftine, dracu, se vindeau pe la țară. Sprinter, nu știu cum îi spunea, bă, ceva de genul ăla, bă, rău tare, bă. Dar la măcar erau ieftine, mă, n-aveau un brand de protejat. Ce dracu cu merită treaba, băi, la ofertă, bă, întotdeauna te gândești când e la ceva la ofertă, când e ceva, înseamnă că nu se vinde, bă, băiatule. Treaba nu-i bună. Hai să vedem încă o dată. Hai ca să mai dau... Deci gust de lămâie și lămâie verde. A, gust de lămâie și mai are și gust de lămâie verde, cred că da? Da. Amestecătură. Băi, dar rău-i, mă. Bă, da. Nu, acum că... Acum, chiar pe bun, nu exagerez deloc. Are gustul ăla, dacă ești atent la final, fix de pastile, fix de împuțitură din aia, cum îi spune, aspartam din ăla împuțit, de zahăr de la scârbos. Băutură recorde. Bă, cum a putut, mă, să iei? Bă, dar n-au gustat, mă, oamenii acolo care l-au făcut, mă? Bă, n-au luat un degustător, ceva să spună, bă, dar ești prost, cum poți așa ceva pe piață? Cum poți să pui ce, așa ceva pe piață? Dă-te în piți, da, mătii. Băutură răcoritoare carbogazoasă cu aromă de lămâie și lămâșuce cu zahărul și îndulcitori. Aia e, frate, ăla distruge tot. Băi, dar cum a putut, mă, să facă căcatul ăsta, mă? Ai seama ce e aici? Păi să bei de asta, să bei 20 de ani, nu mai prinzi 50. Mai bine dacă te apuci de la 20 de ani să bei din asta în fiecare zi, pentru că nu mai prinzi 50, să mori dacă nu. Dacă te-ai căcatul ăla, îndulcitori ăștia cu aspartam și cu tot felul de chestii. Bun, hai că spun. Am înțeles ideea. Făcut de Coca-Cola, da. Sprite. Făcut de... Adică e aceeași căcat. Băi, frate, care-i treaba? Are puține calorii. Asta e. 9 calorii. Practic, cât are asta, mă? Câți mililitri are asta? 330. 330, 3 ori 9, 30 de calorii are asta. Deci asta are exact 30 de kilocalorii. Hai că nu-i chiar. Dar numai că e rău al dracu, ia. Măi, dar cum ai putut, mă, să inventezi căcatul ăsta, mă? Bă, băiatule, bă. Toată faza e că nu știi cu 50 de bani, nu-l iei. E doar să-i faci glume la unul, nu știu, să faci prank-uri. Băi, da, atât timp cât s-a inventat, s-au făcut niște probe, nu? S-au făcut niște teste, ceva, că, băi, cuiva îi place căcatul ăsta. Dar are gustul ăla ieftin și împuțit la final. Gustul ăla de pastile, gustul ăla de aspartam, de căcat în el. Și te miri după aia de ce la ofertă. Bă, frate, când e la discount ceva la jumătate de preț, înseamnă că nu se vinde. Înseamnă că lumea nu-l dorește. Asta e părerea mea.
Lumea nu-l vrea, bă, frate. Bă, ce pot zic? Hai, ne auzim, pa!